dori ca să ne ridicăm în picioare pentru un singur verset. Merită. Așa făcea și Domnul Iisus. În Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetul 16 și 17, când intra în templu, i s-a dat cartea profetului Isaia, s-a ridicat în picioare și a citit. Și noi trebuie să dăm cinstea cuvenită, folosind cuvântul Domnului din Fapte 10 cu 43. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Amin. Ocupăm locurile. Pot să zic așa cum spune psalmistul David în psalmul 118, 24 și 25. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne dă izbândă lucrării tale! Noi trebuie să avem aceeași concepție pe care avea Ioan Botezătorul. Din Ioan 3:30, trebuie ca Iisus să crească, iar noi să ne micșorăm. Și aceia care sunt mici în ochii Domnului, Dumnezeu le va ridica la un standard cu mult mai înalt, așa cum s-a amintit. Știți că oamenii aceștia fără pregătire, spune în Fapte 17:6, au răscolit o lume întreagă. Au răscolit lumea, oamenii fără pregătire. Nu trebuie neapărat să fii pregătit, dar să ai o inimă pregătită pentru Domnul. Să știți că eu l-am primit pe Domnul în 1982, provind într-o familie, tata era baptist, și abia acum în America am aflat că tata se ruga foarte, foarte mult pentru mine. Mi-au spus frații care erau de vârsta lui și ăștia mai tineri, mi-au spus foarte, foarte mult lucruri frumoase despre tata. Și mă bucur. Am și plâns, recunosc lucrul acesta, că am avut o tată, nu spunea multe lucruri, dar se ruga mult pentru mine. Așa și noi, dacă avem copii care nu ascultă de noi, nu toată ziua, mă, vine la adunare, spune mai mult Domnului despre el. Și Domnul va auzi, că spune în Psalmul 34 cu versetul 7, când strigă un nenorocit, Dumnezeu îl aude și îl scapă din toate necazurile lui. Dacă Dumnezeu aude lucrul acesta, suntem ferm convins că va duce la bun sfârșit ceea ce ne rugăm. Pentru că așa în Marcu, capitolul 11, 24 spune și 24, deci atunci când vă rugați, să și credeți că ați primit și îl veți avea, spune cuvântul Domnului. Și îl veți avea. Dacă credem lucrul acesta, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să și credeți că l-ați primit și îl veți avea. Eu cred că Dumnezeu poate să ne ofere tot ce vrem noi. Nu lucruri imposibile, ci lucruri posibile pentru mântuirea copiilor noștri. Eram tânăr și predestinat să zic așa, nu-mi plăcea muzica populară. A mei tot era cu muzica populară, cei din familie, mama, fratele meu, toți era cu muzica populară. Atât de mult disprețuia muzica populară, ce nu vă pot spune. Aveam o muzică a mea aparte, pe care o iubeam foarte mult. Era muzica blues, rhythm and blues, muzica rock, care îmi plăcea foarte mult, așa atunci în vremea aceea. Aveam o colecție impresionată de discuri, impresionant, cu Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, You Are a Hip, Dave D, Dozy, Bicky, mai cântiți, erau formație pe vremea mea, Trox, Yardbirds, Blue Jeans, Wilson Pickett, Tom Jones, mai mulți cântăresc, acum nu mi-aduc aminte așa bine de ei, și îmi plăcea foarte mult, eram disc jockey. În 67, 68 eram disc jockey. Am avut un prieten, mi-am montat la radio, aveam un radio Dark Play, un pick-up și prezentam muzica. Îmi plăcea să prezint muzica atunci. Și desigur când era Jimi Hendrix, îl prezenta cu Udo Child, așa, știți melodia, Hey Joe, Pablo Hayes, Constant Traffic, și eram mai multe melodii pe care nu vreau să vă le spun acum. Era Led Zeppelin, așa, era Deep Purple, care îmi plăcea foarte mult, Child in Time, nu cred că știți, bluesul ăla al lui Deep Purple, foarte frumos. Și multe și multe alte melodii. Mama spunea către tata cum v-a mirat. Măi, Dodă, ce s-a întâmplat cu Ilie, mă? Măi, dar el parcă nu-i place muzica. Ce muzică e asta care ascultă? Zicea tata, așa, un nou îngăduitor. Măi, Cati, lasă-l în pace, mă. Că într-o zi Dumnezeu îl va cerceta să vezi ce va face din el. A avut o gură de aur, cred că tata atunci, slăvit să fie Domnul, așa. M-am căsătorit. Am luat o soție foarte bună, credincioasă, de aceea vreau să vă spun și fraților de aici. Eu am o dezmerdare pentru soția mea și acum când era tânără îi spuneam rândunică. Așa. Acum nu mai rândunică, ci spun buburuză. Așa.
Așa. Deci o dezmierd și îmi place să folosesc 1 Petru 3:7, unde spune așa: bărbaților, portați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și sunt fel convins că o să fie împiedicate dacă nu știm să respectăm soțiile. Ei, m-am întors la Domnul în 82 cu totul neașteptat, să zic așa, nici eu nu m-am gândit, și tot ce vă relatez acum, vă relatez sub cuvântul Domnului, că tot ce vă spun este adevărat și că tot ce s-a întâmplat atunci este realitatea, purul adevăr. Pentru că, afișează frate Romani 9:1, pentru că vreau să vă spun sub cuvântul Domnului, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că tot ce vă spun este adevărat. Îmi plăcea să beau, îmi plăcea să fumez, bine, acum s-au terminat lucrurile astea, în momentul când l-am primit pe Domnul Iisus, și am venit într-o seară, am venit acolo la noi în Arad, eu sunt din Arad, așa, și am intrat la cufetărie să cumpăr prăjitură la copii. Și nu știu ce s-a întâmplat, acolo mi-am pierdut firul, nu știu ce s-a întâmplat. Eram într-o stare de ebrietate mai mare sau mai accentuată și acolo nu știu ce s-a întâmplat, dar știu că m-am trezit acasă și dimineața și soția nu vorbea cu mine. Eram așa cumva, nu știu cum, nedumerit, s-o fi întâmplat ceva, something wrong, dar nu știu ce. Așa zic, măi Ghizi, te rog, spune-mi ce s-a întâmplat. Lasă-mă în pace. Deci n-am vrut efectiv să discute cu mine nimica. E, ce s-a întâmplat când am intrat, ulterior aveam să aflu. Când am intrat în cofetăria Dinamo, este ceva din Arad aici. Ok, așa. Vă aduceți aminte de cofetăria Dinamo? Când am intrat înăuntru, femeia de la pul de acolo care servea prăjitura, că era și berărie și, mă rog, era de toate. Știți cum era pe timpul Ceaușescu? Toate erau de avalme acolo, așa. Ca și comunismul de altfel era de avalme. Și am intrat înăuntru și am luat prăjitură și, nu știu, m-a păcălit cu ceva. Și m-am jurat și am sărit peste pult, îmi cer iertare, am dat într-o femeie, am dat două palme și a căzut sărac acolo jos. A venit șeful care era de acolo și pe el am lovit. Și a venit doi frați înăuntru în momentul acela, ulterior aveam, să vă zic ce vă povestesc în realitate, și a spus, măi Ilie, îl faci de rușine pe tată tău. Și am tras o palmă la fratele, eu n-am știut că e frate, n-am știut. Am tras o palmă că spune că era să cadă și s-a împroptit în perete. Deci, zice, mai dă mâna. Și ca să s-a dus de loc să plece acasă. Și mai am tras o palmă și am plecat acasă. La două zile am avut un vis. În vis mi se părea că eram pe un râu, în Nămol, până aici așa eram. Eu când vă povestesc deja mă aflu în Nămolul ăla, dar Domnul m-a scos de acolo, așa. Și nu puteam să ies afară. Simțeam că acum mă trage mlaștina jos și gata, s-a terminat cu mine. Știți, visul când visezi parcă realitate de multe ori. Și de multe ori ne trezim așa zbuciumați că s-a întâmplat ceva pe care nu ne-am așteptat. Și m-am prins de un smoc așa de frunze sau ce era acolo de rădăcină și am ieșit afară. Și căutam să aflu pod, unde era podul acolo pe lângă mureșelul acela. Nu am găsit niciun pod, dar am văzut ceva. Momentul când am stat în loc, am găsit un loc mai solid la picioare, am văzut o femeie care umbla în biserică cu tata. O chema Maria. A venit în partea mea. Și eu, mirat, am spus, Maria, dar cum ai venit aici? Uite, în locul ăla frumos l-ai lăsat și ai venit în noroi aici cu mine. Păi cum l-ai lăsat? De ce ai lăsat? Și du-te tu că eu nu mai merg. Și a dispărut. N-am văzut nimic. Dar odată am auzit o voce, n-am văzut pe nimeni, nici cu barbă lungă, cum văd unii, așa, sau să văd altceva, decât o voce mi-a spus, ce vrei să faci? Și am spus, vreau să trec și eu dincolo, ce frumos e dincolo, vă rog să ajutați-mă și pe mine. Nu se poate. Păi de ce nu se poate? Păi zice, aici numai dacă te pocăiești. Promit că mă pocăiesc numai să mă ajut să ajung dincolo. Zice, fii atent, dacă ai făcut promisiunea, trebuie să te ții de ea. Mă țin, îți promit. Și când a spus, întinde pasul, s-a făcut așa îngust râul ăla și am pus piciorul dincolo, dar m-am trezit, frații mei, transpirat, parcă eram udat cu furtunul. Tot eram transpirat, am căzut pe genunchi și pentru prima dată în viața mea m-am rugat și am plâns ca un copil. Era ora 2 noaptea. Soția mea s-a sculat.
dar ce ai nebunit, zice, de ce plângi? Și zice, măi, dragă, uite ce am, lasă-mă în pace cu ideile tale, s-a întors dincolo, a dormit mai departe. Dar dimineața, la ora 6, era în aprilie, m-am dus la mama. Mama era în curte, m-am dus, le-am pupat-o, am plâns, că era bucuria mântuirii pentru prima dată în viața mea, promisiunea, de-abia așteptam să vină ziua să mă duc la biserică, undeva, ca să pot să împlinesc juruința. Îți spune în Eclesiastul, capitolul 5, dacă ai făcut o juruință, nu uita să o duci la îndeplinire, că Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. Și pe pământ am auzit că se întâmplă și accidente, nu frate, mai ales cu mașina. Așa. Și i-am spus, mamă, vreau să mă pocăiesc. Uite, azi noapte am avut un vis, dar ce mama, auzi, faci o greșeală, cum să te pocăiești? Ce vrei să ajungi ca Maria? Adică aia care am visat cu ea. Păi, dar ce s-a întâmplat cu ea? Deci azi noapte, a plecat, a lăsat soțul și a fugit cu altcineva. Îmi cer scuze că vă spun lucrurile. Când am auzit, vă rog să mă credeți, am tremurat. Zic, mă, cu ea am visat mamă, că a spus să mă duc în locul ei, că nu mi-a să duce. Când a auzit mama, a spus, atunci dacă ai făcut juruință, te duci. Și m-am dus la Biserica Sega, la Biserica Baptistă. Era mai aproape de mine, locuiam în Bujac acolo și m-am dus acolo, eram în curte, nimeni nu m-a întrebat vreodată ceva. Și mă cunoștea toată lumea. Mă cunoștea toată lumea, mai ales că am făcut box de la vârsta de 10 ani până la 23 de ani. Nu am fost campion, dar am bătut doi campioni, așa. Că știți că aici spune Pavel, mă luc cu pumnul, dar nu ca unul care dă în vânt. Că aici trebuie să fii atent, cum spune în fapte 20 cu 35. E mai fericit să dai decât să primești. Așa. Și am venit la Biserica Șega, nu m-a întrebat nimeni nimica, absolut nimic. A intrat toată lumea înăuntru și o voce, parcă aud așa mustră, o domnul de voce, zice, auzi, te știe toată lumea ce vagabond ai fost, ce bețiv ai fost, ce bătăuș ai fost, păi o să râde de tine toată biserica asta. Și am dat să ies pe poarta afară și în fața mea a venit un frate tot cu numele Ilie. Mă, Ilie, ce faci aici? Mă, stai să spun ceva, uite, vreau să mă pocăiesc. Haide, deschis ușa, frații mei, toate au fost pregătite. Când a deschis ușa și am intrat, nu era 1000 de membri la Șega, care știe, la Șega era o biserică mare, enormă, și acum e o biserică mare. Când am intrat înăuntru, n-am văzut niciodată. Am mai boxat eu lângă, erau 400-500, dar 1000 de persoane așa, biserica plină. Am stat așa și erau pe bănci, așa cum sunt aici, așa, vreo 32 de candidați pentru botez. Băgați-vă seama. Și când am văzut frate păstor Chiu, Pavel, dacă știți, a plecat la Domnul, așa, a zis, da, doriți ceva? Zice, domnule, aș vrea și eu să mă pocăiesc. Păi zice, dar ce v-a determinat? Ați fost la catecheză. Băi, n-am fost. Știți că dacă nu faci catecheză, la noi e ceva, poate și la dumneavoastră, nu se efectuează botezul. Păi ați fost la biserică, n-am fost. Păi ce v-a determinat? Păi, domnule, am spus, am visul ce am avut, m-am spus și dumneavoastră, și când a auzit fratele păstor, a stat așa și a spus, frații mei, eu pentru că s-a împlinit visul omului acesta, îl botez. Și ceva de acolo, ce frate, păstor, vreau să spun și eu ceva. S-a ridicat, ce, mă cunoști dumneata pe mine? M-am uitat, bă, nu m-am văzut niciodată. Frate, Chiu, omul ăsta acum două zile m-a dat două palme. Vai, frații mei, am crezut că cad acolo jos. Așa mi-a dat de rușine de nu vă pot spune. Și atunci m-am dus la el, i-am sărutat mâna, că n-am știut eu. Și am zis, vă rog să mă iertați, m-am gândit eu, că cine știe ce făceam, când spunea soția mea, îmi spunea ulterior. Și am zis, vă rog să mă iertați, și m-a iertat din toată inima. Că ce s-a întâmplat în noaptea aceea, aveam să aflu tot ulterior. În noaptea aceea, când eu am plecat acasă, șeful de la, să spun, birtul ăla care era acolo, așa, nu avea telefon fix, că atunci nu era celular, telefon fix. Dar fratele Pușcaș avea telefon acasă. Și a venit la ce, domnule Pușcaș, zice, îmi dați voi să dau un telefon, că am un nepot la securitate, să-l aresteze pe ticălosul ăla. Păi ce, da, am dat eu telefonul, gata, până mâine arestat. Da, bravo, așa. Fratele s-a pus și s-a rugat împreună cu sora pentru mine toată noaptea. A zis, Doamne, și când a spus fratele Pușcaș la biserică, ce nu-mi vine să cred. În trei zile, cât a durat, luni, marți, miercuri, joi, trei zile, așa, Domnul să mă asculte rugăciunea. Rugăciunea făcută cu credință, Iacob 2 cu 13, va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îl vor fi iertate, frații mei. Să știți, să știți. Și
M-au botezat, l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea și de atunci am făcut o regulă în viața mea. Am început în fiecare zi să învăț câte 10 versete de Biblie. Câte 10 versete învățam, le învățam în prima zi, prima zi lucram ca șofer, învățam toate versete, că știți cum era atunci noi cu dramul în cim pe timpul Ceaușescu. Făceai o cursă, două, după aia toată ziua stăteai pe dreapta undeva, așa, și puteai să citești ce ai vrut, așa. Și am citit și am învățat în fiecare zi câte 10 versete și a două zi, iar 10 și le repetam și le învățam, așa. La 5 luni de zile am predicat la un frate care a plecat la cele venșe, la Domnul. Erau peste 500 de oameni că au venit să mă vadă, că erau aproape acolo lângă biserică, să vadă pe nebunii aia doi, a spus ei. Pușcaș, fratele Pușcaș, și eram eu și mai un frate acolo și am predicat. Ăla vine, m-a pupat și mă, ce nebuni sunt ăștia, Domnul. Uite, după ce l-au bătut, mai și-l pupă, spunea oamenii acolo. Dar știți că, ceva? După ce a murit fratele Pușcaș în iarnă, anul trecut, a fost invitat la mormântarea lui și a lăsat cu limbă de moarte să-l chem pe copilul meu. Și am fost acolo și am predicat Evanghelia și vreau să vă spun și eu ceva. Nu vreau să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit în mijlocul vostru. Ăsta întrece orice, orice pricepere, Hristos în mijlocul nostru. Nicolteni 2 cu 2, poți să afișezi dacă vrei. El trebuie să fie în mijlocul nostru, frații mei. Chiar dacă Domnul mi-a schimbat viața și mi-a schimbat și numai viața mea și a soției mele și a copiilor mei, nu sunt toți încătoși, dar sper că în curând Dumnezeu va lucra și va cerceta și va întoarce la El cu pocăință, așa cum va lucra și în familiile dumneavoastră. Deci, frații mei, l-am primit pe Domnul Iisus în 82, din 82 am rămas până în ziua de astăzi, când am prins 66 de ani, mulți înainte, așa, am prins 66 de ani, dar am 33 de ani la picioarele Domnului și am umblat mult și în țară și peste hotare și vreau să vă spun, eram într-o biserică, eram la o seară de rugăciune la niște frați acasă, au o casă imensă de mare, poate mai mare ca biserica dumneavoastră și ne-am dus acolo și am predicat Evanghelia și după ce am predicat Evanghelia s-a sculat un tânăr să fi avut vreo 30 de ani așa, a ieșit, a cântat așa, bea, era așa de rotund, știți că nu pot să spun o definiție, era rotund așa și cânta cântări din astea așa mai așa. Zice, poți să știi toată Biblia dacă n-ai Duhul Sfânt. Așa, a venit înapoi, era în față, avea mai multe fețe de mese, era în fața mea și când a venit am dat Proverbe 30, 2 și 3. Zic, ia citește aici să vezi ce spune Biblia. Zic, citește, sau și eu. Și negreșit sunt mai prost decât oricine. N-am pricepere de om că nu cunoștința Sfinților. Ei, zic, știi care e știința Sfinților? Nu, frate, păi chiar așa mă faci. Zic, Biblia spune așa, frate. Știința Sfinților e cuvântul lui Dumnezeu, frații mei. Acesta trebuie să-l propovădim, cuvântul lui Dumnezeu. În Petru 4:11, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și noi vorbim cuvintele pe care ne-a lăsat moștenire Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Și nu vorbim altceva, nu idei, nu bazme, nu întâmplări, ci vorbim cuvintele Lui. Acum, raportat la ceea ce au spus prorocii despre Domnul Iisus, vom citi în multe capitole de Biblie și avem în Evrei capitolul 1, versetul 1, 2, 3. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a făcut moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile, El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, slăvit să fie numele Lui. Prorocii care au vorbit despre El fac următoarea afirmație. Antii Petru, capitolul 1, versetul 10 și 11. Prorocii care au prorocit despre harul pe care l-a păstrat vouă au făcut de mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăritoare. El cercetau să vadă în ce vrem și în ce împrejurări avem vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vesteau mai dinainte patimile de care aveau să fie urmate. Prorocii au prorocit despre harul pe care noi beneficiem astăzi, frații mei. Și să știți, dragii mei, că cine crede în Domnul Iisus Hristos va primi har după har, așa citim. Fapte, capitolul 13, versetul 38 și 39. Cuvântul Domnului ne spune așa de frumos acolo, frații mei, eu de câte ori citesc aceste lucruri, 13 cu 38, așa.
Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Mai departe. Și oricine crede în El este iertat de toate lucrurile pe care n-ați putut fi iertat prin legea lui Moise. N-a putut să fie iertat. Prin harul său suntem iertat de toate păcatele, frații mei. Mulțumesc, băie, dar ți-aduce aminte cum erai în trecut? Da. Și știi ce ai făcut când ai fost la Astoria atunci și te-ai bătut? Da, știu. Și? Păi, dar astea le-ai uitat? Zic, eu le-am uitat. Așa spune Domnul Iisus în Evrei 10:17. Adaugă și nu voi aduce aminte nici de păcatele tale, nici de fără de lege tale. Slăviți să fie Domnul, nu să aduce aminte. Dar trebuie să rămânem în sfințirea pe care am primit-o de la El. Să rămânem în această curăție, dacă vreți, în această sfințire. Și trebuie să-L proclamăm pe El, dacă prorocii au mărturisit despre El, că oricine crede în El capătă iertarea păcatelor și noi trebuie să-L mărturisim numai pe El. Așa cum Ioan Botezătorul a spus despre Domnul Iisus Hristos în Ioan 1:29. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a ridicat păcatul întregii omeniri și a ridicat și păcatele noastre, care erau nu puține, frații mei. Erau multe, erau așa de multe, cât nisipul mării, erau așa de grozave, că ni groază de multe ori să ne amintim de lucrurile acestea. Dar, în fine, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, slăvit să fie Domnul. Și noi dorim să știm cine este acest nume frumos. Cine este acest nume frumos, Iisus Hristos, care a răscolit întreaga lume, care a binecuvântat oamenii care au venit în orice seminție și l-au primit. Unde este Ana, unde este Caiafa, unde este Irod, unde este cei care l-au vrut să-L prindă pe Iisus? Undeva prin pustiul iudeii, prefăcuți în pulbere, purtați de vânt încoace și încolo. Iată ce a rămas din ei! Nimic! Dar Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, este viu în vecii vecilor. Așa citim în Iov, capitolul 19, versetul 25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu! Viu, frații mei! Și El pentru noi lucrul acesta a făcut ca să știm să fim siguri, să avem siguranță că El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi, să mijlocească de multe ori, avem și noi scăderile noastre, frații mei, că este cu neputință să nu greșim, că așa citim în Iacov 3:2. Toți greșim în multe feluri și multe chipuri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Apostolul Pavel spune despre el așa de frumos în 1 Timotei 1:15. Am spus azi dimineață, dar vă-l spun și acum. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și auziți ce spune Pavel despre Hristos. Romani capitolul 9, versetul 5. Ultimele versete. Dumnezeu binecuvântat în veci, în care sunt ascunse. Dumnezeu care este binecuvântat în veci, așa, și în Coloseni, capitolul 2 cu versetul 9, în care locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. În Filipeni 3:8 spune așa: ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu, pentru El am pierdut toate și le socotesc gunoi numai ca să câștig pe Hristos. Și ce să facem? 2 Petru, capitolul 1, versetul 5, 6, 7, 8. Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânare, cu înfrânare răbdare, cu răbdare evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului Iisus Hristos. Trebuie să-L cunoaștem pe deplin, frații mei. Cum? Cartea aceasta legii. Iosua 1:8, să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să îndeplinești tot ce este scris în ea, atunci vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Dar priviți ce spune fratele Domnului, în Iacov 1:25, dar cine își va dânci privirile în legea desăvârșită care este legea slobozeniei și va stărui în ea nu ca un ascultătorului tău, ci ca un plitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Poți să cânt, frații mei, poți să cânt. O, cât mă sunt de fericit că am Mântuitor, orfan nici părăsit nu sunt, cu al meu Salvator, frații mei. Am umblat atâtea în țară, nu mi s-a întâmplat nimica, pentru că eu cred și sunt ferm convins, la 1 Petru 1:5
Spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu ca lui putere, ca lui cuvânt, ne păzește în orice împrejurare vieții noastre, dacă rămânem cu El. Dacă rămânem cu El și iubim și manifestăm dragostea, înnoirea vieții noastre, zi de zi cu El, și dacă vrem ca zi de zi să trăim cât mai frumos cu El, atunci El vede lucrul acesta și ne binecuvântează cu toate binecuvântările. Și atunci noi când ne binecuvântează cu toate binecuvântările, ar trebui să spunem așa. Psalmul 70, versetul 4. Toți cei ce te caută să se veselească, să se bucure în tine, toți cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Îl preamărim, că ne-a binecuvântat și ne dă binecuvântare în continuare, dacă rămânem cu El. Dacă mă iubește cineva și păzește poruncile mele, voi rămâne cu El și Tatăl va fi împreună cu noi. Dumnezeu va fi împreună cu noi. Dacă noi rămânem în El, Hristos în noi, El trebuie să fie în noi, să se oglindească, așa să se vadă în noi, frații mei, fața Lui. Cum ar gândi Hristos când mă întâlnesc, dau mâna cu un frate care nu vrea să vorbească cu mine? Cum? Dau mâna cu el și frate, toate ca toate, eu te-am iertat în numele Dumnezeu și vreau să trăim frumos, pentru că să știți, frații mei, am văzut și la dumneavoastră, aveți obicei să ne rugăm în picioare. Și la noi se roagă în picioare. Așa. Dar rugăciunea în picioare are o caracteristică, are felul ei de a fi. Priviți, se spune Evanghelia după Marcu, capitolul 11, 25 și 26. Și voi când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați greșelile lor, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Deci e condiționat. Eu știu, am un prieten, un frate, în urmă cu mulți ani, l-am vizitat odată și era acasă, am bătut la ușă și a deschis ora ușa. Și când a deschis, era cu ochii în lacrimi, m-am uitat la ei, zis, soră, am vrut să plec. Și unde zice, puteam trimis aici să pleci, rezolvă situația. Zic, s-a întâmplat ceva, sora? Zice, frate, ele de două luni nu vorbește cu mine. Vai de mine, dar unde, frate? Și la rugăciune, unde? La biserică? Nu, în camere la el, la rugăciune, la rugăciune, da. Se ruga, fratele, frumos se ruga, da, ca în timpul zilei, nu? Așa. Și am intrat înăuntru, el era pe genunchi, pe urechi camera, așa, cu Biblia deschisă, dar auziți, frații mei, ca ceva predestinat de Dumnezeu. Ce citea el? Psalmul 109. Nu că ar fi știut eu acum toate, că nu le știu toate, frații mei. Dar când au citit Psalmul 109, m-am uitat la el acolo, el zice, frate, dar ce citești? Zice, Psalmul 109, vrei să citești versetul 7? Zic, citești, frate, cu tare, sau și eu. Când va fi judecat să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat, asta va fi rugăciunea frăției tale dacă nu te împești cu sora. Să vii să-ți cere tale la sora. Păi frate, că poate, nu vrea, nu, bă, frate, zic, asta e dat, eu am vii datoria mea, dacă nu faci, înseamnă că ești mereu ca un vame și un păgân. E, până la urmă s-au împăcat și m-am împăcat și m-am dus fericit și bucuros acasă, slăvit să fie Domnul. Dar mai vă spun că în urmă cu 7 ani m-au chemat de la Brăila, e ceva din Brăila de aici. Nu-i nimeni. M-au chemat de la frate, Ilie, numai tu poți să rezolvi situația, ce problemă? Zice, nu mai stă cu sora, de 4 luni n-au stat împreună. Și m-am dus până acolo și cu ajutorul Domnului i-am împăcat. Au rămas împreună, s-au bucurat când s-au văzut, extraordinar. Asta face cuvântul Domnului, frații mei. Dacă avem puterea aceasta din partea Domnului, putem să mergem oriunde. Dacă avem puterea cuvântului în noi, El vă va deschide orice ușă, frații mei. Orice ușă va deschide cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus vrea ca să arătăm, să dovedim că dumnezeiasca Lui putere va fi cu noi și în noi până la sfârșitul veacului, dacă noi rămânem cu El. Observați, Apostolul Pavel declară că ce păcătos a fost și după ce l-a iertat toate păcatele, îl arată pe Domnul, Dumnezeu binecuvântat în veci, în care locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și spunea fratele păstor în Coloseni 2:3, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, în el sunt ascunse. Dar auziți, dacă l-aș întreba în seara aceasta pe Pilat în pont, care a avut în mână dosarul acuzațiilor împotriva lui Iisus, ce părere are despre Iisus? Auziți ce spune Pilat. Evanghelia după Ioan, capitolul 18, 38. Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Auziți? Pilat în pont, care a avut acuzațiile împotriva Domnului Iisus. 38, dar dă mai departe, frate, că acolo ți-e nu trebuie. Așa, bun. Acum e în regulă, bun. Nu numai el. Soția lui i-a tras atenția cu privire la Domnul Iisus, deși era o necredincioasă, ulterior spun unii, între ghilimele, că s-ar fi încreștinat, nu știm, dar
așa se presupune, a spus la el, a venit la el și a spus, în Matei 27 cu 19, să n-ai nimic a face cu neprionitul acesta, că mult am pătimit în vis din pricina lui. Observați, Domnul Iisus Hristos era văzut de necredincios neprihănit, frații mei. Ba mai mult, sutașul de la cruce, care era un roman, un cetățean roman și care a văzut toată scena ce s-a întâmplat, au zis ce spune despre Domnul Iisus. Luca, capitolul 24, versetul 37. Au zis ce spune. Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Marcu 15 cu 39 spune, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Așa spune sutașul roman. Cei care au umblat după Iisus au avut altă, cu totul altă gândire despre persoana Domnului Iisus. Și priviți ce au spus aceia care au văzut minunile Domnului Iisus, care au văzut semnele Domnului Iisus, ce au spus despre Domnul Iisus. Hai să vedem. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 20. Rămânem blocați, creștinii, ce au spus despre Domnul Iisus. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Auziți ce spuneau ei. Astea era gândurile lor, principiile lor, dar totuși se duceau după Iisus ca să vadă ceva. Dar Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, 23, 24, 25. Pe când era Răsalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui că își vedeau semne pe care le făcea, dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea trebuință să se facă nimeni mărturisit despre niciun om, pentru că El însuși știe ce este în inima oamenilor. Să vedem ce era în inima celor care spuneau despre Domnul Iisus care drag este nebun. Hai să vedem. Evanghelia după Marcu, capitolul 7, 21, 22, 23. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, ucidile, furtișagurile, lăcomile, înșelăciunile, faptele și hura, nebunia, toate acestea dinăuntru și îl spurcă pe om, frații mei. Deci oamenii aceștia erau niște oameni spurcați, oameni plini de păcate, care spuneau despre Domnul Iisus care drag. Dar auziți culmea ironiei. În Matei 12, cu 38, s-au apropiat de El și i-au cerut ceva Domnului Iisus Hristos. Atunci, lângă cărturași și farisei, au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine. Păi, frații mei, n-a făcut Domnul Iisus multe semne. Ce semn doreau ei? Ceva cu totul deosebite și din comun vreau. Când Ioan 12 cu 37 spune, măcar că au făcut semne și minuni înaintea lor, tot n-au crezut în El. Nu au crezut în El. Dar ei doreau un semn cu totul aparte. Și să știți că pe undeva aveau dreptate. În Isaia, capitolul 35, versetul 4, 5 și 6, așa îmi scap acum, dar aș dori să afișeze, îmi scapă repede acum așa, cuvânt așa, spune așa. Spune celor slabi de mine, fiți tari și vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea voastră va veni, va răsplăti. El însuși va veni și va mântui. Mai departe, auziți? Atunci se va deschide ochii orbilor, se va deschide urechile surzilor. Mai departe. Atunci chiopul va sări ca un cer, limba muntului va cânta de bucurie, când în pustie va țâșni ape și în pustietate prai. Dumnezeu a făcut o listă. Tatăl nostru din cerul, slăvit să fie numele Lui. În lista aceasta de minuni, primul lucru pe care nimeni nu-l va face în afară de Domnul Iisus era deschiderea ochilor orbilor. Nimeni n-a putut să facă lucrul acesta. Dacă vă uitați în Vechiul Testament și citiți tot Vechiul Testament, poate știți dumneavoastră să spuneți, a fost vreun din proroci sau din cei care profeți care au putut să facă minunea aceasta? A făcut ceva? A citit undeva? Dar în Noul Testament a citit ceva să fi deschis ceva ochilor de naștere? Nu, pentru că minunea aceasta era rezervată special de Dumnezeu pentru Fiul Său. Când Ioan 1 cu 9 spune, El este adevărata lumină care vine să lumineze pe orice orb venit în lumea aceasta. Și noi am fost orbi. Noi am fost orbi, frații mei. Și pentru unii, acum, tot orb rămân Evanghelia, pentru că nu vor să creadă în Domnul Iisus. Și spune în 2 Corinteni, capitolul 4, 3 și versetul 4, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestea, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus nu le-a dat semnul acesta. Oare de ce? Nu le-a dat. Hai să vedem de ce. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 41.
Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Oh, ce Dumnezeu avem! Slăvit să fie numele Lui! N-au făcut când au dorit ei, ci când simțea el că are nevoie cineva de ajutorul Lui. Și totuși Domnul Iisus îi dă cuiva semnul acesta. Știți cui îi dă? Hai să vedem. Evanghelia după Matei, capitolul 2, 3, 4 și 5. Să vedem ce spune. A venit ucenicii lui Ioan Botezătorul și au spus învățătorile, ne-au trimis Ioan Botezătorul să te întrebăm. Tu ești acela care trebuie să vină sau așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus le spune, auziți primul semn. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, aleluia. Ei văd, știți de ce văd? Pentru că în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, cu versetul 32, spune așa, de când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis ceva ochii unor din naștere, decât numai Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui. Amin. Au făcut ucenicii minuni, dar minunea aceasta era rezervată special de Domnul Iisus, de Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. Domnul Iisus s-a îngrinat în discuție cu farisei și le spune așa, fariseilor, care doreau semnul acesta. Hai să vedem. Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetul 39, frate. Auziți? Eu am venit în lumea aceasta, așa, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă cum? Orbi! Orbi! Nu erau orbi farisei și cărturarii? Că Dumnezeul veacului acesta le-a orbit ochii ca să nu vadă, să nu înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, să fie vindecați și salvați. Erau ori, frații mei, și Domnul Iisus a făcut semnele acestea pentru ca ei să vadă și să creadă, dar nu au voie să creadă. Și din cauza aceasta ce s-a întâmplat? Să vedem ce s-a întâmplat. Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetul 41. Hai să vedem. Iau puțin, mă aerisez puțin așa cât tu. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Și a rămas, frații mei, a rămas cu el. Domnul Iisus a făcut lucrurile acestea ca oamenii să creadă în el, să vină, să-l primească ca Domn și Mântuitor. Și pentru că a făcut lucrurile acestea, pentru că vindeca, pentru că făcea bine, era urmărit. De ce era urmărit? Ia să vedem. Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 18. Să vedem care era scopul celor mai mari care căutau să-L prindă pe Iisus, dar de ce să-L prindă? Să-L omoare, să-L dea, se temea de El, pentru că totul lor era urmit de învățătura Lui. Avea o învățătură extraordinar de frumoasă. El a putut zice singur. Ce a putut să spună Domnul Iisus despre El? Dar noi am găsit-o, am descoperit-o în cuvânt. Ce? Hai să vedem. Psalmul 119, versetul 99 și 100. Ascultă, ce spune, vai ce frumos. Și eu mă bucur așa de mult că Dumnezeu acum îmi dă așa revarsă și îmi dă, mă aduce aminte de 119, 99 și 100, frate. Așa. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale, mai tare, am mai multe pricepe decât o bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Ce bine să păzim poruncile Lui. Frații mei, ce bine să fim ascultători de El. Că atunci când devenim ascultători de El, Dumnezeu ne binecuvântează. Dumnezeu vrea ca să binecuvânteze pe toți oamenii ca să lumineze. Ușa și ferestrele, deschidele, lasă intre Hristos în inima ta și în inima mea. Și dacă intre El, va face ordine, va face disciplină, va face liniște, va face așa cum a făcut de mine. Frații mei, am fost în California, vă rog să mă credeți, că am plâns ca un copil. Am ajuns la capătul lumii. Auziți, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Nu mi-aduc așa bine aminte acum, că așa, probabil nu trebuia să spun asta, dar așa m-am îndemnat Domnul să spun. Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, veți fi martiri în Salim, în toată Iudeea, în Samaria, până la marginile pământului. Am ajuns acolo, dar am plâns și am putut să cânt. O, cât mă simt de fericit că am Mântuitor, orfan nici părăsit nu sunt cu al meu Salvator. Slavă mie lui preasfânt, ce pentru mine ai murit, aleluia, 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 amin. Eram în
biserică unde am fost, era un frate diacon, m-am dus aminte de aleluia. Și ne aveam bine așa, dar aveam obicei încă de a spun aleluia, glorie Domnului. Zicea, frate Ilie, vrei să vin până la mine după masă? Zic, da, frate, sigur că da. Am dus la el, zice, măi frate, tu vrei să omori inima mine? Măi, m-am stat, dar ce frate, ce s-am făcut? Nu mai spune aleluia. Măi frate, păi cum aș putea să nu zic slab, că aleluia înseamnă slavă Domnului. Va putea gura mea să zică, să nu zică slăvit să fie Domnul? Niciodată, frate, poți să spui tu ce vrei, eu spun aleluia. Și ori de câte ori predicam, ziceam aleluia și tot puneam capul jos, frații mei. Psalmul 1:5, cei răi nu pot să țină capul sus în adunarea celor neprihăniți. Așa, mă rog, așa. Eram tot așa într-o biserică, fac doar câteva paranteze așa să mai vă trezesc atenția. Eram într-o biserică, tot, eu numai la pentecostal, nu vreau așa, și zicea fratele păstor de acolo, frate Ilie, aș dori să te întrebăm ceva, dar frate, habar n-aveau ce vreau să mă întreb el. Știam că e ceva the trap, nu? Capcană, nu? Așa. Și zice, frate, ne puteți spune în ce haine au fost îmbrăcat, nu, în ce limbă au vorbit Adam și Eva? Zice, vreau să știți? Zice, da, frate, care vreau să... Toată biserica cu mâinile sus era... Zice, da, frate, dacă vreți să știți, vă spun. Hai, afișează, frate, Iov 40 cu versetul 4. Iată, eu sunt prea mic, ce să-ți spun? Îmi pun mâna la gură. Dumnezeu mi-a adus aminte de lucrurile astea și e frumos, Scriptura e frumoasă, frații mei. Știi cum e? Dacă o trăim și o împlinim, suntem cei mai fericiți. Suntem cei mai binecuvântați. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze pe toți care se... Și Domnul să vă binecuvânteze pentru dragostea pe care m-ați primit. Am fost 4 zile la voi, am petrecut cu voi și m-am simțit ca în cer. Sunteți frații mei și mă simt încă ca în cer și aș dori ca Duhul Domnului să fie cu voi și în voi și cu familiile voastre, să vă protejeze, să vă păzească, să vă ocrotească de orice rău. A Lui să fie toată slava, cinstea și onoarea de acum și până în veci de veci. Aleluia, amin.